Bună și bine ați venit pe Tarotada. Pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Scorpion, astăzi vom face Scorpion pentru săptămâna 4-10 martie. Haideți, dragilor, să vedem ce vine către voi în această săptămână și cum să primiți toate aceste lucruri care vin către voi. Previziunile acestei săptămâni și cum să vă bucurați de tot ce vine către voi. Aveți aici un magician, un înțelept bătrân, o iubire care vine către voi, un început, o furtună. Aici este o îndrăgostire, o rugăciune magică și un bârlog al dragonului, dragilor. Aici aveți o karmă de familie, aveți un lucru de încheiat, aveți un 1, ceva se închide, ceva greu, un blocaj, o tristețe, poate aveți întrebări de acest gen, de ce nu vă merge bine, de ce nu vă iese ce vă propuneți, de ce faceți niște lucruri pe care nu vi le doriți sau de ce le primiți în viața voastră. Lăsați-vă ghidați de propria intuiție, pentru că aici, tic-tac, este timpul să vă detașați de aceste karme, de aceste lucruri care poate sunt din alte vieți, poate sunt din alte timpuri. Dragilor, este momentul să-ți asculți sufletul, să-ți asculți intuiția. Intuiția te va ghida corect către o sănătate, o vitalitate. Vedeți, aici este un copac. Urmează-ți sufletul, intuiția, liderul din tine și va ști ce să-ți spună, cum să te ghideze. Aici multe lucruri pe care le-ai trăit nu au fost ale tale. Aici trebuie să spui stop unor tipare învățate din familie, de la profesori, de la oameni pe care i-ai întâlnit în viața ta, poate chiar de la persoanele iubite pe care le-ai avut în viața ta și care te-au ținut într-un bârlog. Dragilor, nimeni nu ne face nimic decât dacă noi acceptăm. Aici voi puteți rupe această karmă, această vrajă în această săptămână. Citirea începe cu acest magician, acest înțelept bătrân și se închide cu acest uragan care vine să ia acest bârlog înghețat, să-l dezghețe. Aici este o rugăciune magică. V-ați rugat mult pentru deblocare și deblocarea vine. Vine deblocarea sufletului tău, vine deblocarea planului sentimental, vine deblocarea vieții tale. Aici se spune stop unui drum lung încercat. Poate, dacă vă uitați în urmă, ați avut aceeași soartă ca mama voastră, ca părinții voștri, ca bunicii, ca bunicele voastre. Uitați-vă în urmă și rupeți lanțul, rupeți rândul, pentru că voi aici mergeți către cu totul altceva. Rugăciunea a avut efect, iar acest uragan vine, universul trimite și curăță, dezgheață acest bârlog al dragonului. Aici sunt multe lucruri pe care nu le știți, la care nu aveți răspuns. Nici nu trebuie să mai știți, trebuie să plecați de aici pentru că e momentul, pentru că se rupe vraja. Această rugăciune magică a făcut minuni. Vine abundența, acest râu magic, această cascadă care aduce vitalitate. Este același copac și spune că este timpul să te descătușezi, să te rupi de ce nu este al tău. Aici ai stat în suferință, în blocaje, într-un cup de gheață și ai plâns.
Ai stat înțepenit aici, dar e timpul pentru un nou început și ți se spune, aici este un stârc, aici este o abundență care vine, este curcubeu, păsările zboară, este cer senin. Carmele nu sunt ale tale, rupele, detașează-te și ascultă-ți sufletul pentru că vine lumina în viața ta. Vedeți aici? Se vede o lumină, este o bufniță, este un ceas, este o carte, aveți înțelepciunea, aveți tot ce vă trebuie, aici sunt spiriduși, sunteți ghidați corect să mergeți pe drumul vostru. Ascultați-vă sufletul, vă va spune exact ce este pentru voi și ce nu. Multă suferință aici văd la Scorpion, dar vine, dragilor, o curățare. Tot ce a fost de trăit s-a trăit. Ați trăit multe lucruri care nu au fost pentru voi, pentru că le-ați acceptat, pentru că ați învățat din ele, chiar dacă nu vrea nimeni să sufere. Dar voi aici ați suferit. Aici, în acest bârlog, este suferință. Este neîmplinire. Plecați, ieșiți de aici pentru că vine o persoană nouă în viața voastră. Vine un nou destin. Rescrii povestea ta. Îți spui povestea altfel și îți rescrii destinul. Aici vine o persoană nouă. Haideți să vedem ce se întâmplă aici. Puterea e în mâinile tale. Aici ai magicianul. Urmează-ți liderul din tine, pentru că rugăciunea ți-a fost auzită. Haideți să vedem. 7 de bâte, 5 de cupe. Regreți că ai stat aici în ceva ce nu ți aparținea. Poate bătăliile altora, poate greutățile altora. Aici ai ascultat pe toată lumea și când tu ai avut nevoie, toată lumea a plecat și ai rămas în rugăciune. Și bine ai făcut, pentru că acum universul vine și curăță totul. Cavalerul de bâte, 10 de monede, 9 de bâte și 2 de monede la capătul setului de cărți, regina de cupe. Multă iubire vine în viața voastră, dragilor. Și o persoană cu care să-ți întemeiezi propria familie, cu care să mergi mână în mână într-un nou destin. Este frumusețe, este abundență, sunt multe lucruri de făcut, trebuie să renunți la regret. Regreți că ai stat într-un loc în care nu ar fi trebuit să stai, regreți că nu ai ascultat intuiția mai de mult. Dragilor, toate au un rost pe lumea asta, nimic nu este întâmplător și nu există coincidențe. Dacă ați stat într-o relație deficitară sau ați avut lucruri grele de depășit, au fost cu un scop. V-au adus în acest moment în care să puteți să vă bucurați la intensitate maximă de voi, de persoana de lângă voi, de viața voastră, să fiți recunoscători pentru tot ce este și pentru tot ce sunteți. Citirea începe cu un 7 de bâte. Ești în picioare, ești întreg, ești integru, poți să mergi către fericirea ta. La capătul setului de cărți este o regină de cupe. Poate fi o persoană în zodie de apă, ca și tine, sau poți fi tu. Să fii în energia ta și să-ți iei propria putere în propriile mâini și să faci ce vrei cu puterea ta. Aici te reinventezi, vei face multe lucruri, vei ieși din această suferință, din acest regret, nimic nu te mai doboară. 9 de bâte, ai trecut prin multe, dar vrei o relaxare. Persoana care vine acum către tine îți va face o invitație, o invitație surpriză, total diferită de lucrurile cu care ești tu obișnuit. Ieșiți din acest ghețar. Acest ghețar se topește. Iubirea topește acest ghețar. 10 de monede. Greu ați ajuns aici.
până nu v-ați ascultat propriul copil interior, propriul suflet, propria intuiție, nu s-a putut înfăptui uniunea. Persoana care vine acum în viața voastră este persoana voastră pe care voi ați chemat-o, la care voi v-ați gândit. Aici ați făcut o rugăciune magică și minunea se întâmplă. Da, ați depășit toate obstacolele. Ați ieșit din zona voastră de confort și vă îndreptați către un nou început. Este o magie. Poate, cum am spus, să vină tot o persoană în zodie de apă în viața voastră sau o persoană în zodie de foc. Leu, berbec, săgetător sau rac, scorpion, pești. Aici este o uniune, este o căsătorie, este o revedere, o reîntâlnire a două suflete care se caută, poate care au mai fost împreună în alte vieți și au trăit aceeași karmă. Acum este momentul, această karmă să se rupă și să veniți într-o uniune sacră. Frumos pentru voi, haideți să vedem. Nu regretați, dragilor, pentru că sunteți aici cu un pas înaintea tuturor. Ați învățat multe lucruri, e adevărat că prin suferință, dar aici v-ați eliberat. Ați plătit tot ce ați avut de plătit, poate chiar și karme ale părinților, ale strămoșilor. Și ați eliberat suferința, inacțiunea. Aici nu ați făcut mai de mult un lucru pe care ar fi trebuit să-l faceți și știți la ce mă refer. Această rugăciune magică a rupt această vrajă negativă, această karmă. Aici ați vrut să vă detașați și ați reușit. Inacțiunea nu mai opune rezistență mișcării vieții și vei dobândi capacitatea de acțiune. Nu v-ați mai opus și ați mers mai departe. V-ați rugat și ghețarul s-a topit. Și Phoenix, moarte și renaștere, este cartea voastră a scorpionului. A sărbători sfârșitul oricălui lucru te pregătește de reînnoire. Aici renunți la lucruri învățate, știute, relații învechite, credințe învechite și mergi către un nou suflu. Ești flexibil, ești deschis, ești iubitor și atragi persoane la fel ca voi. O invitație surpriză în această săptămână pentru Scorpion. Îți va aduce multă, multă plăcere, dar este ceva total diferit. Pleci de la zero într-o relație nouă. Aici este intuiția, ascultă vocea inefabilă din tine și vei fi ghidat, ghidată prin intermediul sincronicităților. Ascultă liderul din tine, ascultă-ți intuiția pentru că te ghidează ce este bine pentru tine și ce nu este bine pentru tine. Poate ce este bine pentru tine nu aduce beneficii altora, tu trebuie să te asculți pe tine. Nu va fi pe placul tuturor celor din jurul tău, dar pentru tine va fi foarte bine, îți va aduce împlinirea, îți va aduce fericirea, îți va aduce sufletul pereche. Această persoană alături de care să formezi o familie, un cămin, o relație de lungă durată, o citire foarte frumoasă, renaști din propria cenușă. Scorpionul se reinventează, aici este o invitație surpriză. Nu prea știi tu dacă să răspunzi afirmativ, dar această invitație este rezultatul rugăciunilor tale. Este multă iubire, multă pasiune și multă compasiune în această săptămână. Este frumusețe, este puritate. Această carte este foarte frumoasă. Vedeți o regină frumoasă, pură, curată. După se vede justiția, se face curățenie, se echilibrează totul. Haideți să vedem un sfat pentru Scorpioni. 4-10 martie. Ești de aur. Fii de aur. Este un sfat. Nu ai nevoie de nimeni ca să te repare.
prin tot ce ai trecut, ai învățat tot ce trebuie să știi. Ești la momentul potrivit, în locul potrivit, să-ți întâlnești marea iubire, să repari niște greșeli ale trecutului sau această karmă care se închide în acest moment, odată cu această săptămână. Este o carte foarte frumoasă. Nu ai nevoie de nimeni care să vină să te repare. Ești întreg, ești suficient, ești bun, ești de aur. Orice ai de iertat, iartă, ca să poți să închizi acest ciclu karmic și să mergi mai departe vindecat. Aici este cartea iertării, roșu. Orice îți spune acest cuvânt, această culoare, roșu, poate o pasiune, poate o grădină cu flori, o grădină a copilăriei. Aici este cartea 10. Este un început și un mare noroc. Poți, prin iertare, prin acceptare, să vindeci o karmă de neam, o karmă de familie, o karmă a ta, și să aduci în viața ta această persoană pe care tu o chemi să vină alături de tine, iar ea va veni și îți va face o invitație în această săptămână. Frumos! Aici este pasărea Phoenix, moarte și renaștere. Ca să deschizi o ușă nouă, trebuie să închizi o ușă a trecutului. Închide-o și mergi spre fericirea ta. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!